Dragi frați și surori, mă bucur mult că putem fi astăzi împreună, iar pentru această ocazie m-am gândit să discutăm împreună cu voi toți, și în special cu tinerii, cu cei de o vârstă cu mine, un subiect referitor la credință și îndoială. În mare parte, ideile vă sunt foarte cunoscute referitor la acest subiect, dar aș dori să vă stârnesc curiozitatea, ridicând câteva întrebări la care voi încerca să dăm un răspuns scriptural, și aceste întrebări le pot și citi. Este credința un dar de la Dumnezeu? Dacă da, în ce sens? Pe ce se bazează credința? Există totuși riscul să cădem pradă îndoielilor? Cum poate fi destabilizată credința noastră? Ce este de făcut și cum ne putem întări credința? Cu toții, dragii mei, cunoaștem care este definiția credinței pe care o face Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, cu versetul 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare, zice Apostolul Pavel, despre lucrurile care nu se văd. Dar Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8, spune în felul următor: căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ea este darul lui Dumnezeu. Da, dragii mei, este darul lui Dumnezeu. În ce sens este darul lui Dumnezeu? Pentru că cu toții intuiți, Dumnezeu nu acordă în mod miraculos unora credință și altora nu, favorizând pe unii și defavorizând pe alții. Tocmai de aceea vreau să apelez la un articol din 1954 care poartă chiar acest titlu: Cum dă Dumnezeu credință? Ideea principală este că Dumnezeu oferă tuturor același dar, și anume cum? O bază solidă pentru credință. Cum? Oferind prin Cartea Naturii și prin Biblie dovezi temeinice pe baza cărora noi să credem sau să fim încredințați. Și aceste dovezi se referă la existența sa, se referă la calitățile sale, se referă la cerințele sale, se referă la aranjamentul lui Dumnezeu pentru umanitate prin Hristos și la multe altele. Deci Dumnezeu oferă tuturor o cunoștință încercată despre sine și despre scopul său. Și atunci, foarte important, sau ce ne rămâne nouă de făcut, este să dobândim cunoștința care poate să facă posibilă credința. Așa ne spune și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, cu versetul 14, unde zice: credința vine în urma auzirii. Da, auzirii, a înțelegerii, a acceptării, a primirii cunoștinței din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și așa ajungem foarte ușor la o idee importantă: credința se bazează pe cunoștință exactă. Și atunci, cel care speră să câștige credința și implicit cunoștința, trebuie să își exerseze capacitatea de gândire, să privească dovezile cu obiectivitate, să le cântărească, și apoi va ajunge la această convingere fermă sau încredere neclintită, cum vorbește Apostolul Pavel în Evrei. Dumnezeu, dragii mei, se așteaptă de la noi să gândim, să raționăm, să judecăm. Aduceți-vă aminte că în Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, El ne îndeamnă: veniți să raționăm sau să judecăm sau să ne întrebăm, alte traduceri împreună. Un alt element important care intervine în dobândirea credinței este acesta. Mulți oameni, să dăm exemplu evreilor din primul secol, care unii dintre ei erau experți în legea mozaică, au avut cunoștință și totuși nu au crezut. De fapt, pentru a dobândi credință, este necesară o stare potrivită a minții și a inimii, care să caute aprobarea care vine de la Dumnezeu, să aibă o minte și o inimă smerită, persoana care caută să dobândească credința, și să fie fără prejudecată. O dovadă foarte interesantă este la Ioan 5, cu 44, în privința aceasta.
Și atunci, această atitudine a minții și a inimii poate să facă diferența între cel care cunoaște și cel care cunoaște și crede. Citesc turnul de veghere numărul 9 din 1958, care spune: nu doar un cap plin cu răspunsuri, ci și o inimă plină de dragoste este ceea ce îl împinge pe un om să asculte poruncile lui Dumnezeu. Bineînțeles, noi nu trebuie să trecem cu vederea importanța Spiritului Sfânt sau rolul jucat de acesta în ce privește dobândirea credinței, a cunoștinței și chiar menținerea lor. Trebuie să spunem ce spune Iehova la Zaharia 4:6 în privința aceasta. Dar, în același timp, noi trebuie să fim realiști, dragii mei. A ne păstra credința este o luptă permanentă. Dacă vom face o analiză atentă a Sfintei Scripturi, vom fi oarecum impresionați de faptul că mulți scriitori ai Bibliei tocmai la aceasta și fac referire, la păstrarea credinței. Eu doresc să mă refer sau să citesc doar Iuda, capitolul, primul capitol și singurul, de altfel, versetul 3. Prea iubiților, luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Nu mult mai în jos, în versetul 20, iarăși ne îndeamnă să continuăm să ne zidim în credința preasfântă. Și Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 13, face același îndemn: vegheați, fiți tari în credință. Ne putem întreba cu toții, din moment ce odată am crezut lucrurile acestea, de ce este necesară toată această luptă? De ce este necesară această stare de veghe permanentă? Și aici o idee foarte interesantă spune turnul de veghere numărul 11 din 1955, afirmație pe care o citesc: credința bazată pe cunoștință exactă reprezintă o legătură puternică ce îl leagă pe om de Dumnezeu. Dar, asemenea oricărui lanț, acesta este la fel de puternic precum cea mai slabă verigă a lui. Deci reiese explicit, fraților, că nimeni nu poate fi considerat aprobat înaintea lui Iehova Dumnezeu până nu este încercată tăria credinței sale. O încercare spirituală a credinței poate fi reprezentată de faptul că noi uneori poate ajungem în situația să fim copleșiți de propriile temeri și îndoieli. Toți, dragii mei, trebuie să recunoaștem că am putea avea dubii și ezitări. Biblia, o carte realmente obiectivă, chiar dezvăluie faptul că în anumite momente, chiar și discipolii ucenicii lui Iisus Hristos au căzut pradă îndoielilor. Vă dau câteva exemple. Arătarea lui Iisus Hristos cel înviat lui Petru și celuilalt apostol, celor 12, lui Toma, lucruri care vă sunt cunoscute, sunt consemnate la Luca 24, la Ioan 20. Dar doresc să ne îndreptăm împreună atenția asupra unui astfel de caz în care un ucenic s-a îndoit. Aș dori să citesc Matei capitolul 14, de la versetele 23-24 în jos. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe suprafața apelor. Dragii mei, să încercăm să ne imaginăm sau să încercăm să intrăm în pielea lui Petru, ce sentiment extraordinar l-a putut încerca când, datorită faptului că a observat un miracol și și-a dorit să facă și el parte din acel miracol spre a se lăsa convins, l-a încercat un sentiment extraordinar de bucurie.
Dar nu a trecut foarte mult timp și acest sentiment a făcut loc unui alt sentiment. În versetul 30 este relatat: dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se scufunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! De ce, dragii mei, acest om cu mare credință a ajuns în această situație? Pentru că a pierdut din vedere lucrul principal asupra căruia trebuia să se concentreze el în acele momente, și anume care? Iisus Hristos și capacitatea lui Dumnezeu de a înfăptui acel miracol. Și atunci teama l-a împresurat și credința i-a slăbit. Și de aceea a avut această reacție. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Nu-i așa, dragii mei, că este foarte interesantă această formulare? Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit sau pentru ce ai căzut sau te-ai lăsat pradă îndoielilor? Putem, dragii mei, ca la un moment dat și noi să ne lăsăm pradă îndoielilor? Unele persoane poate că au îndoieli cu privire la anumite explicații ale societății, cu privire la evenimente prezente sau cu privire la viitor. Alte persoane poate că au îndoieli datorită faptului că au fost decepționate de practica sau de comportamentul altora. Cineva poate merge atât de departe în îndoiala sa, încât să aibă dubii cu privire chiar la unele învățături consemnate în Sfânta Scriptură, în Biblie. Înainte de a afla ce este de făcut și cum ne putem consolida credința, doresc să dăm răspuns la o întrebare logică, oarecum în cursul firesc. Cum poate fi destabilizată credința noastră? Voi încerca să prezint câteva metode, în număr de 5, deși sunt convins și conștient că ele sunt mult mai multe. 1. Unele acuze care destabilizează credința cuiva se pot baza pe jumătăți de adevăr. Prin aceasta se prezintă, sau acuzatorul prezintă, o imagine unilaterală asupra problemei, incompletă, și ține ascunse sau tăinuiește anumite elemente care îi sunt nefavorabile susținerii lui. Chiar și noi, dragii mei, când nu cunoaștem toate datele problemei, chiar dacă nu suntem cu rea intenție, nu trebuie să ne considerăm experți. Nu trebuie să tragem concluzii pripite sau să judecăm un lucru dacă nu avem toate informațiile sau toate datele problemei. Proverbe 18 cu 13. A doua metodă. Nu trebuie să ne potignim la prima mențiune a unui cuget care este neplăcut pentru noi. Dacă dorim să exemplificăm lucrul acesta, foarte ușor ne vine tuturor în minte faptul că Iisus Hristos a vorbit despre sine ca fiind pâinea vieții. Mai mult decât atât, tuturor acelor care își doreau viață, Iisus Hristos le-a spus că trebuie să mănânce carnea Fiului Omului și să bea sângele Lui. Dragii mei, la auzul acestei afirmații a lui Iisus Hristos, discipoli ai săi s-au potignit. În loc să aștepte anumite lămuriri suplimentare sau chiar să aștepte cu credință viitorul lucrurilor sau rezolvarea lucrurilor, în Ioan capitolul 6 cu versetul 66 este scris: din clipa aceea, mulți dintre ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Noi am dorit să avem atitudinea apostolului Petru, care în aceeași chestiune are o altă viziune și o altă reacție față de Iisus Hristos. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De asemenea, metoda numărul 3, credința noastră poate fi sufocată de spini. În Marcu, capitolul 4, cu versetele de la 18 la 19, este scris: alții sunt înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor.
4. Încrederea noastră poate fi zdruncinată de mari speranțe sau așteptări care nu se împlinesc. O dovadă foarte interesantă este Proverbe 13:12. O nădejde, zice înțeleptul, sau o speranță amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Niciodată, dragii mei, nu este bine ca noi înșine sau să permitem altora să-i lăsăm să formeze în cugetul nostru așteptări mari, mai mari decât garantează Scripturile. Aceste așteptări, bineînțeles, pot fi cu referire la multe lucruri, la anumite date, la anumite evenimente sau chiar la comunități sau la persoane. Dacă devenim dezamăgiți în asemenea situații, să știți, dragii mei, și înțelegeți și voi lucrul acesta, că nu Iehova Dumnezeu dezamăgește, pur și simplu dezamăgește speranța noastră deșartă sau nerealistă, ca să vorbim altfel. Credința, dragii mei, nu se bazează pe speculații, pe așteptări emoționale, pe speranțe deșarte. Ea nu este credulitate. Credulitatea, întrucâtva, are de-a face cu aceste lucruri. Și atunci este foarte limpede pentru noi că oricare dintre noi, având în vedere că avem Sfânta Scriptură, avem destule lucruri în care să credem și nu avem nevoie de astfel de să ne creăm astfel de speranțe prea mari deșarte. 5. O altă cauză datorită căreia cineva începe sau poate începe să aibă îndoieli este reprezentată de îmbrățișarea unor raționamente umane, adică ceea ce cred eu sau ceea ce cred alții că este corect de făcut. Să dau un exemplu. Un astfel de raționament poate fi faptul că unii consideră că voința lui Dumnezeu este ca oamenii să fie buni, să își iubească semenii, să fie sinceri și prin aceasta primesc aprobarea lui Dumnezeu. Pentru a contraargumenta, apelez la turnul de veghere numărul 6 din 1952, articolul Alegeți acum să trăiți atunci. Cum alegem, dragii mei, viața în noul sistem de lucruri? Foarte simplu. Spus, dar mai greu de făcut. Cum anume? Încercând și reușind să îndeplinim cerințele lui Dumnezeu pentru viață. Dar în modul în care alegem să ne închinăm, există riscul idolatriei. Și aici aș vrea să fac o departajare pe care de altfel o face revista. Pot să idolatrizez voința unei organizații religioase, acceptând ceea ce învață organizația respectivă și căutând să mă supun normelor ei de conduită, și prin aceasta tot idolatrie comit, și în legătură cu aceasta citesc două fraze din această revistă care spun destul de multe. Nu înfăptuirea unor anumite formalisme sau practici prescrise de către o organizație religioasă este ceea ce aduce aprobarea divină. Nu este nici serviciul exterior cu buzele sau afișarea ceremonială, ci, așa cum a spus Iisus, cel care face voința lui Dumnezeu are viață veșnică. Dacă organizația religioasă nu învață voința lui Dumnezeu, nu o urmează cu precizie, atunci adepților ei le lipsește direcția, spune revista, indiferent cât de sincer se conformează ei voinței organizației. Ați reținut și această formulare, voința organizației poate fi diferită de voința lui Dumnezeu. Dar, tot la fel de bine, trecând în celălalt registru, pot să idolatrizez voința personală sau propriul meu punct de vedere cu privire la cum trebuie să mă închin lui Dumnezeu. În ambele cazuri, dragii mei, trebuie să ne aducem aminte ce spunea Ioan în capitolul 5, ultimul verset. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Iar în acești idoli de care trebuie să ne păzim, trebuie să includem și acești doi idoli. Propria noastră voință îngânfată cu privire la cum considerăm că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu sau organizațiile religioase. Așadar, ce este corect, cum este rațional să acționăm pentru a alege viața? Numai sinceritatea, dragii mei, nu este de ajuns.
Dacă sinceritatea, dragii mei, ar fi fost de ajuns, credeți că Dumnezeu s-ar mai fi obosit să scrie Sfânta Scriptură câtă vreme putea să se uite în inimile noastre și să ne judece pe baza sincerității sau a nesincerității? Era simplu. Tocmai de aceea, Iisus Hristos, la Matei, capitolul 19, este relatat lucrul acesta, poartă o discuție cu un tânăr bogat care pe deasupra era bogat în fapte bune. Citesc doar versetul 21, concluzia. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Dacă dorim să fim desăvârșiți, cum spunea Iisus Hristos, trebuie să îndeplinim sau să căutăm îndeplinirea completă a cerințelor lui Dumnezeu. A călca pe urmele lui Iisus, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 1, înseamnă un lucru destul de simplu, să credem ceea ce a crezut Iisus și să facem ceea ce a făcut Iisus. Și atunci, doctrinar sau din punct de vedere al învățăturilor, sunt eu cu Iisus? Fac eu lucrarea Lui, cel de-al doilea element? Atunci demonstrez că sunt un urmaș al lui Iisus Hristos, un continuator al Său. Și atunci, dragii mei, este clar pentru noi de ce Iisus Hristos în Marcu a făcut referire la voința lui Dumnezeu când a fost întrebat care sunt cele mai importante porunci ale legii mozaice. Și el a spus în modul următor. Să iubești pe Iehova Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Din aceasta, dragii mei, observăm o poruncă principală, care principală trebuie să rămână, și anume iubirea lui Iehova Dumnezeu, iubirea față de Iehova Dumnezeu. Noi știm ce spune în 1 Ioan 5:3 apostolul. În ce constă această iubire față de Dumnezeu? Căci dragostea stă în respectarea poruncilor Lui. Și atunci, dacă îndeplinim aceste cerințe ale lui Dumnezeu, prima poruncă, porunca principală și cea subsidiară, vom fi desăvârșiți, cum spune Iisus Hristos, sau acceptabil, nu altceva, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles, acest raționament uman sau al creaturilor este unul, cel pe care l-am analizat împreună. Cunosc faptul că ele pot fi raționamentele acestea mult mai multe. Cineva se poate îndoi cu privire la comportamentul sau acțiunile unor servi ai lui Dumnezeu, care comportamente sau acțiuni sunt înregistrate în Sfânta Scriptură. Sau se poate îndoi chiar cu privire la unele acțiuni ale lui Iehova Dumnezeu din trecut. Dar, dragii mei, la o analiză atentă a fiecăreia dintre aceste obiecții, dacă se au în vedere toate elementele și dacă există sinceritate și umilință, nu putem ajunge la o altă concluzie decât ceea ce consemnează psalmistul în Psalmii 145 cu versetul 17. Domnul este drept în toate căile sale, dragii mei. Și permiteți-mi numai un argument în sensul acesta, fără a dezvolta. Dacă apostolul Pavel spune în Romani 3:25 despre Dumnezeu, ca să-și arate neprihănirea Lui sau ca dovada dreptății sale, alte traduceri, și știm că prin aceasta face referire la faptul că a permis ca Fiul Său Iisus Hristos să moară, ne putem noi gândi, putem noi cugeta că această dreptate a lui Dumnezeu a fost încălcată în alte privințe? Dacă cu acest cost Dumnezeu și-a respectat propria dreptate sau neprihănire, ar face El vreo nedreptate în alte privințe mult mai mărunte? Cu siguranță nu, dragii mei. O altă metodă prin care poate fi oarecum pusă la încercare credința noastră este reprezentată de faptul că unele persoane se simt dezamăgite de comportamentul necreștin al altora. Dar să privim un raționament pe care Iisus Hristos îl face de cunoscut. Este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin, Luca 17:1-2.
Și în această privință, dragii mei, trebuie să avem perspectiva corectă. Întotdeauna au existat persoane, cât și comunități, care nu s-au aflat la înălțimea responsabilităților și a pretențiilor, poate, lor, pretențiilor lor. Dar dreptul judecător își va arăta la momentul și prin modurile pe care el le consideră cele mai potrivite dezaprobarea față de aceste lucruri. Sunt foarte frumoase dovezile din Geneza 18 cu 25, ce spune Avram, Eclesiastul 12 cu 14 și 1 Timotei 5 cu 24. Dar ce este de făcut în această privință, în care cineva se poate îndoi sau credința lui poate fi clătinată datorită faptului că vede un comportament necreștin? Soluția este să ne punem întotdeauna încrederea în Iehova. Psalmii 55 cu 2. Dacă noi avem această optică, această perspectivă, niciodată nu vom fi clătinați în credința noastră, având în vedere că am făcut o dedicare personală, individuală lui Iehova Dumnezeu. Și atunci nu ne vom mișca în funcție de ce fac alții. Mai mult, când suntem maturi în credința noastră, noi rămânem neschimbați față de frații și față de surorile noastre, chiar dacă aceștia devin schimbători. Vă aduceți aminte de Iosif, cel care a fost vândut de proprii lui frați? El nu s-a prăbușit, dragii mei, sub presiunea încercărilor, nici aceste încercări nu l-au înveninat împotriva fraților săi și nu l-au întărâtat sau nu s-a lăsat înveninat de ele nici el personal. Geneza 50 cu 20 și 21. Dacă am făcut aceste prezentări cu privire la metode, revenind la problema îndoielilor, cum am putea încadra în funcție de obiect suspiciunile sau dubiile cuiva? Cele mai grave, dragii mei, de departe, sunt cele prin care o informație subminează încrederea cuiva în Biblie. Acestea sunt cele mai grave informații. De ce? Când cineva ajunge în acest punct, dragii mei, nu mai există nicio autoritate legitimă. Aici este problema. Cu ce mai determin eu, pe bază la ce mai determin ce este corect și ce este drept, ce este greșit, dacă nu mai am această autoritate în care cred? În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, apostolul spune cuvintele pe care le cunoaștem cu toții. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu sau inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Aici, dragii mei, frați și surori, nu există loc de dubii, de echivoc, lucrurile sunt foarte clare. Întreaga Scriptură este inspirată și conform mărturiei Mântuitorului nostru, cuvântul său este adevărul. Ioan 17 cu 17 și 2 Petru 1 cu 21, referitor la inspirație. Adevărul acesta, dragii mei, la singular, pentru că este descoperit de Creator, va dăinui veșnic și nu poate fi contrazis cu niciun fel de argumente pe bună dreptate de către nimeni, indiferent când. 1 Petru 1 cu 23 și 25 ne spune de faptul că acesta rămâne veșnic, Psalmii 12 cu 6 mărturisesc de asemenea. Nu avem timp să analizăm împreună acum argumente referitoare la originea, să zicem, la păstrarea sau la autenticitatea acestui cuvânt, dar autenticitatea este confirmată, dragii mei, prin multe elemente. Acuratețea istorică confirmă anumite mărturii ale științelor exacte, ale fizicii, ale astronomiei, caracterul practic al Bibliei, caracterul profetic sprijină autenticitatea acestui cuvânt, armonia dintre diversi scriitori ai Bibliei, la fel sprijină autenticitatea acestui cuvânt și multe altele, dragii mei. Pe scurt, acest cuvânt se dovedește a fi autentic și demn de încredere încă de la scrierea sa. Și atunci, singurul sfat pe care îl putem da noi este sfatul pe care îl dă Apostolul Pavel tânărului Timotei, care în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetele 20 și 21, spune în felul următor, citesc din NTR,
Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Evită flecăriile lumești și contradicțiile așa zisei cunoașteri, pe care unii au împărtășit-o și astfel s-au abătut de la credință. Observăm cauza și efectul. Apoi, pe lângă acest cuvânt inspirat, ca să trecem la cel de-al doilea lucru, înspre care sau față de care putem avea rețineri sau îndoieli, pe lângă acest cuvânt inspirat, am încheiat paranteza, în acest timp al sfârșitului a fost profețit că va crește cunoștința. Iar toți cercetătorii Bibliei trebuie să fie umili, să fie modești și să admită, și noi împreună, că avem nevoie de îndrumare sau de călăuzire pentru înțelegerea Sfintelor Scripturi, întocmai după cum avea și famenul etiopian. În Faptele Apostolilor 8:30 și 31 este relatat lucrul acesta. Dar se ridică întrebarea, pe noi, cine ne călăuzește, cine interpretează? Apelez la un tur de veghere din 1943, numărul 13, și citat o să-l completez cu paragraful numărul 36 și paragraful 31, pentru că ne prezintă câteva informații foarte importante. Citez. Nici o creatură sau organizație de pe pământ, și vine paragraful 36 și face completarea, nici societatea martorilor unși ai lui Jehova, nu poate să afirme cu adevărat că ocupă poziția de tribunal suprem de interpretare a Sfintei Scripturii. Am încheiat citatul. Și atunci, este foarte logic, dragii mei, că această curte supremă în ce privește interpretarea Bibliei este cerească și infailibilă, fiind compusă de Jehova Dumnezeu și Iisus Hristos, purtătorul său de cuvânt. Dar, dragii mei, curtea aceasta este cerească. Cei care studiază Biblia sunt pe pământ. Cum se face legătura? Istoria biblică demonstrează că totdeauna, în decursul timpului, Jehova Dumnezeu a avut și a folosit un canal pământesc, compus fie din indivizi precum Noe, Avram sau alții, Moise, fie o organizație colectivă și prin acest canal, apele adevărului au ajuns la oamenii însetați de pe pământ care doreau aceste ape dătătoare de viață. Biserica lui Dumnezeu, dacă ați fost atenți la programele anterioare expuse cu alte ocazii, a jucat alături de apostoli și alături de bătrânii de la Ierusalim un rol aparte în primul secol, Efeseni 3:10. Interesantă dovadă. Referitor la venirea a doua a stăpânului, cunoaștem cu toții faptul că el a profețit că la venirea sa va găsi în activitate un serv, un rob credincios și înțelept, care va da hrană celor din casa lui. Matei 24, cu 44 și 47. Bineînțeles, autoritatea învățăturii sau a hranei provenite prin acest serv nu este egală cu cea a Bibliei, dragii mei frați. Cum să comparăm lucruri care nu se pot compara prin natura lor? Citesc iarăși o afirmație din acest turn de veghere. Deși înțelegerea clasei servului său s-a clarificat și a fost corectată, deci a suferit modificări, nu? Totuși, textul din cuvântul infailibil al lui Dumnezeu nu s-a schimbat și informația lui se află acolo tot timpul din vechime. Și aceasta dintr-un motiv simplu, dragii mei. Literatura scrisă, cu ajutorul Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu, care a fost de un real folos, nu a fost și nu este inspirată de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu și din această cauză nu este infailibilă. Iar nici măcar nu pretinde că este inspirată. Și argumentez cu o simplă exemplificare, turnul de veghere numărul 10 din 1947, paragraful 35. Și fiind în această situație, este foarte clar că literatura nefiind infailibilă, nu toate lucrurile sunt clare, există greșeli. Și tocmai de aceea, dragii mei, să vedeți cum se leagă lucrurile, Dumnezeu, nu altcineva, ne dă dreptul, citez, să le cerem acestor servi să fie strâns legați de cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și să publice mesajul extras din el. Așa zice turnul de veghere numărul 23 din 1947, paragraful 39. De altfel, chiar și Sfânta Scriptură conține acest principiu la Isaia, capitolul 8, cu versetul 20, care iarăși este foarte frumos, la lege și la mărturie.
Dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Deschid și o paranteză. În paranteză fie spus, chiar și noi, sau mai ales noi ca cititori, nu greșim cu nimic și chiar ne-ar ședea bine dacă uneori folosim astfel de expresii cuvincioase pe cum cred că, poate că, mă întreb dacă, nu știu exact, nu mi-e foarte clar, trebuie să mai reflectez sau altele asemenea. Am încheiat paranteza. În același timp, deci dacă am văzut caracterul neinspirat, în același timp, nimeni dintre cei care au studiat fără prejudecată literatura martorilor lui Iehova, a rămășiței născută de Spiritul Său, care a folosit ca serf legal Watchtower Bible and Tract Society, nu poate afirma pe bună dreptate că aceasta nu conține lămuriri progresive, cunoștință. Toate acestea cu privire la înțelegerea unor învățături fundamentale, cu privire la anumite profeții biblice sau cu privire la aplicarea multor texte scripturale, aplicarea corectă. Dacă nu ea, dragii mei, atunci cine a publicat, a învățat public astfel de învățături despre, dau exemple aleatorii, nemurirea sufletului, starea morților, rai, iad, purgatoriu, treime, Spiritul Sfânt, venirea a doua lui Iisus Hristos, aplicarea corectă a lui Roman 13, numele lui Iehova, sfințirea numelui Său, justificarea cuvântului Său și multe, multe altele, dragii mei. Poate fi contestată mărturia, implicarea, activitatea și rezultatele acestor martori dedicați ai lui Iehova Dumnezeu? Și atunci concluzionăm simplu. Nu este înțelept a îndumnezei societatea, a o venera, dar ar fi oare înțelept ca dintr-o dată să manifestăm necredință și să desconsiderăm în totalitate scrierile acestea ca fiind fără valoare? Atunci ce ne-ar ajuta foarte mult ar fi să privim lucrurile cu simțul corect al proporției, adică într-un fel să avem o imagine în ansamblu. Adică noi când ne uităm, nu ne uităm la vârful pantofilor. Când vrem să vedem ceva, trebuie să avem o imagine cât de largă. Pe ansamblu, câte învățături bune putem extrage din această literatură teocratică? Sau altă întrebare, bun, înlăturăm o autoritate, dar ce punem în loc? Înlăturăm una, ce punem în loc? Poate fi și o chestiune de viziune, eu personal. Cum decid să văd lucrurile? Îmi place să văd partea plină a paharului sau partea goală a paharului? Și poate mai important de atât, nu trebuie să ne dovedim asemenea fariseilor despre care la Matei 23 cu 24 Iisus Hristos spunea că strecoară țânțarul și înghit cămila. Citesc un pasaj dintr-un vestitor al numelui lui Iehova din 7 iulie 36, articolul Loialitate și credincioșie. Domnul a dovedit poporului său, cu deosebire în anii din urmă, că nutrește pe poporul lui cu adevărul prin scrierile societății. Nici o agerime a minții omenești și nici o abilitate omenească n-ar fi putut descoperi însemnătatea profețiilor care a fost dăruite poporului lui Dumnezeu în anii din urmă. Profeția nu poate fi interpretată în mod privat. Prin urmare, nu poate fi o viziune îngustă că noi trebuie să cercetăm toate lucrurile cu Biblia în mână și să avem apreciere față de canalul lui Iehova Dumnezeu pe care l-a folosit în acest timp din urma al sfârșitului. Dovadă foarte frumoasă, Roman 9 cu 29. Știți la ce se referă, dacă nu ne-ar fi lăsat Dumnezeu o rămășiță, puncte, puncte. Ultima întrebare importantă pe care doresc să o abordăm împreună, referitoarele la îndoielile de mai sus, este ce este de făcut și cum ne putem consolida credința? Asta ne interesează, nu? În primul rând, cineva care are îndoieli nu trebuie să se simtă pierdut. Din relatarea biblică observăm că îndoielile lui Toma nu l-au descalificat din cursa pentru viață veșnică. Ba chiar Iisus Hristos i-a dat lămuriri să înțeleagă, l-a ajutat, l-a ridicat. Apoi, nu este de mirare că Iuda, în versetul 22, și citesc din NTR, ne îndeamnă în felul următor: aveți milă de cei care se îndoiesc.
Cornilescu zice, mustrați pe cei care se despart de voi. Dar spre a vedea ce este de făcut sau ce este înțelept de făcut într-o astfel de situație, haideți să avem în vedere un principiu simplu. Pentru a avea o credință fermă, dragii mei, trebuie să ne întărim convingerile. Pentru a avea o credință fermă, trebuie să ne întărim convingerile. Apostolul Pavel a recomandat ceva unei comunități creștine, unei comunități creștine grecești, cea din Corint, și citez. Verificați mereu dacă sunteți în credință, dovediți-vă mereu ceea ce sunteți voi înșivă. 2 Corinteni 13:5, traducerea Luminoi. Aceasta, dragii mei, după cum înțelegem cu toții, este o examinare personală. Și atunci ne putem întreba, am eu o temelie solidă pentru credințele, pentru convingerile mele? De ce cred ceea ce cred? Mi-am dovedit mie însumi atât lucrurile de bază, din învățătura fundamentală, cât și cele mai complexe, astfel încât să fiu încredințat de ele? Fiind un proces continuu, lucrul acesta, abordez noi și noi subiecte pentru a-mi întări convingerile? Cercetați toate lucrurile, țineți strâns la ce este bun, spune 1 Tesaloniceni 5:21 din Fidela. Bineînțeles, dragii mei, toate aceste lucruri cer timp, dar nu există nicio scurtătură. Să iau cazul în care eu nu am reușit să fac un studiu atât de amănunțit, o cercetare continuă, constantă. Mă mai poate afecta o problemă. Aceasta poate fi reprezentată din abundența informațiilor și mai ales a surselor de informații. Trebuie să recunoaștem că astăzi, în prezent, suntem la o distanță de un clic cu privire la anumite critici, acuze sau informații bombă. Cum procedez eu în această privință, în această situație? Ascult, vizionez, mă informez din sursele cu prejudecată față de Biblie și față de martorii lui Iehova? E natural, e potrivit să privim lucrurile cu obiectivitate, dar așteptăm obiectivitate de la unii ca aceștia? Dacă totuși să iau ideea în care mă informez din astfel de surse, cum procedez? Citesc o obiecție, o combatere și încerc să mă gândesc, să adun argumente și dacă nu stăpânesc bine lucrurile, mă documentez pentru a face față acesteia? Caut eu, în primul rând, în Biblie și apoi în literatura martorilor lui Iehova, argumente referitoare la subiectul respectiv? Este un principiu enunțat la Proverbe, capitolul 18, cu versetul 17, pe care am ales să-l citesc din Biblia Regele Carol al II-lea din 1939. Sună așa. Când vorbește pârâșul, parcă el are dreptate. Dar când vine rândul pârâtului, atunci se lămurește pricina. Și mai citesc o dovadă din Ioan, capitolul 1, Ioan, capitolul 4, cu versetul 1, din Noul Testament pe înțelesul tuturor. Prea iubiții mei prieteni, să nu credeți întotdeauna orice va ajunge la urechi, doar fiindcă cineva spune că e un mesaj de la Dumnezeu. Puneți spusele sale la încercare pentru a vedea cât de adevărate sunt. Puneți spusele sale la încercare pentru a vedea cât de adevărate sunt, căci mulți învățători falși dau târcoale în jurul nostru. Apoi, să fac o continuare la analiză. Trec eu cu ușurință la următoarea și apoi la următoarea acuză? Dacă fac lucrul acesta, trebuie să-mi asum și să am în vedere un principiu simplu. Îndoielile se pot înmulți. Îndoielile se pot înmulți. Cu cât am mai multe dileme la care nu caut sau nu găsesc răspuns, cu atât credința mea poate fi pusă la o mai mare încercare. Există pericolul ca la un moment dat să am mai multe îndoieli sau semne de întrebare decât certitudini. Deci există pericolul ca în căutarea mea la un moment dat să am mai multe semne de întrebare, îndoieli, dileme decât certitudini.
Esențial pentru întărirea credinței sau a convingerilor noastre, dragi frați, este faptul că trebuie să existe o relație personală puternică cu Iehova Dumnezeu, care să nu poată să fie sfărmată sau distrusă niciodată. Apostolul Pavel, care era un închinător adevărat al sau la Iehova Dumnezeu, sfătuiește și spune despre sine însuși și nu numai în Romani capitolul 8 cu versetele 38 și 39, căci sunt bine încredințat sau sunt pe deplin convins, spune Apostolul Pavel, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Deci sunt încredințat, sunt convins, dragii mei, că nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Aceasta implică o relație personală, individuală cu Iehova. În încheiere, dragii mei frați, având în vedere că timpul a expirat de mult, să ne gândim la importanța credinței și la pericolele pe care o pândesc, Să nu pierdem din vedere asemenea situației cu Petru, că noi trebuie să avem mintea ațintită asupra lucrului celui mai important, să nu pierdem esențialul din vedere. Și acest esențial este tocmai faptul că am făcut o consacrare sau o dedicare față de Iehova Dumnezeu. Să ne concentrăm asupra acestora și nu asupra valurilor învolburate pe care le-a văzut Petru și făcând astfel vom avea credința solidă și nu vom risca să ne scufundăm împreună cu credința noastră în marea lumii. Astfel, dacă nu ne vom îndoi, nu vom ajunge în această stare. Trebuie să avem în vedere în final un principiu simplu. Dacă iubirea noastră, dragii mei, se poate răci, atunci există și pericolul ca a noastră credință să dispară. Dar închei într-o notă în care ar trebui să încheiem, într-o notă optimistă, Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 10, cu versetul 39, are o atitudine optimistă vis-a-vis de sine și nu numai, când spune în cuvintele următoare: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și mă despart de voi un verset de salut din Mica, capitolul 4 cu versetul 5, pe care îl citesc din NTR: toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeilor lor. Noi însă vom umbla în numele lui Iehova, Dumnezeul nostru, pentru veci de veci.